Este nevoie de multă cutezanță pentru a fi parte a lumii celor care mânuiesc cu dibăcie cuvintele. Fiecare vers semnat are menirea să inițieze o terapie dintre cititor și ascultător, iar valoarea ascunsă dincolo de coperta cărților este dovada unui talent care se moștenește. Talent care însă ascunde nopți nedormite, zbucium interior și metafore care parcă par a fi rupte din alte lumi. Poeții basarabeni rămân a fi astfel străgerii neamului și promotorii valorilor care vor fi moștenite de generațiile viitoare. Despre rolul scriitorilor în istorie, copilăria la sat, dar și când să omitem virgulele în viață, discutăm în ediția de astăzi. Radmila Popovici Paraschiv, poetă, textilieră. Laureată a premiilor reviste Regal Literar din România, premiul de excelență. Distinsă cu premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Premiată de Ministerul Tineretului și Turismului în cadrul Salonului Internațional de Carte, ediția 2012. În 2007, împreună cu Marian Stârcea, lansează două CD-uri de autor. Colaborează cu mai mulți compozitori și interpreți de muzică ușoară, populară, clasică și pentru copii. Societatea contemporană este caracterizată de o continuă căutare de sine. În acest sens, întrebarea ar fi, cum vă amintiți dumneavoastră despre acea perioadă de formare în satul Florițoaia Veche din raionul Ungheni? Atunci când este cel mai bine, revin acasă, cu gândul cel puțin, pentru că acesta este gestul meu de recunoștință pentru locul în care m-am format. Alături de oamenii, grație cărora sunt cea care sunt și totodată, în momentele cele mai dificile, merg acasă ca să mă reîncarc. De acolo culeg forțele pentru a continua. Mi se pare că totul ajută, până și mormântul tatălui. Oricât ar fi de greu să spun acest lucru, dar dacă merg la cimitir și vorbesc puțin cu tata, se așează, se limpezește sufletul meu. Spuneați acum de tatăl dumneavoastră, în luna mai se fac 4 ani de la pierderea lui. În acest sens, cu ce lecții, dacă le putem numi așa, sau nu știu dacă e tocmai cuvântul potrivit, dar cum va schimba percepția față de acel minister al morții, acest lucru? E foarte greu să vorbești despre un om când nu ești sigur dacă te aude. Pentru că tocmai acum vin regretele că nu am vorbit suficient de mult, că nu i-am spus suficient de frumoase cuvinte care să-i mângâie sufletul atunci când avea nevoie, că oricine are nevoie, chiar și un bărbat în toată firea. Acum îi aud sfaturile mai bine, chiar dacă vocea lui nu mai răsună pe viu, dar răsună în mintea mea. Și fiecare cuvânt al lui capătă o dimensiune macrocosmică, nu mai este pământească. Cumva, odată cu această moarte, am început să mai cunosc o dimensiune pe care foarte puțini vor să o aducă în viața de toate zilele. Nu știu de ce, noi creștem și ne educăm și educăm copiii noștri făcând abstracție de moarte. Ori, am impresia că dacă am fi mai conștienți că suntem muritori, am trăit altfel și viața și am profitat de acest timp foarte scurt ca să facem lucruri frumoase și ca să le lăsăm în urma noastră, prelungindu-ne cumva existența prin amintirile frumoase ale celorlalți. Acest lucru mi s-a arătat mai clar de când tata nu este. Pentru că abia acum îmi dau seama de frumusețea simplității lui. Niciodată nu s-a gonit după
faimă. Niciodată nu a vrut să îl cunoască toată lumea, să-l aplaude. A trăit într-un adevăr, într-un adevăr care nouă, mai ales când suntem tineri, ni se pare foarte străin și neinteresant și nu ne ajută la nimic. Dar când viața îți trimite încercările cele mai crude, anume acest adevăr, e firul de iarbă de care ne ținem și care poate să ne ajute să păstrăm mintea întreagă și o integritate a sufletului. Cât de mult acele fire de iarbă care vă călăuzeau în copilăria dumneavoastră se aseamănă cu momentele pe care le trăiesc astăzi fiicele dumneavoastră sau nemijlocit generația actuală? Cât de diferită este acea copilărie, acel început? Foarte mult contează rădăcina. Dacă este una puternică, chiar dacă se taie trunchiul copacului și se usucă, sunt șanse ca acele rădăcini să nască vlăstari noi și să nu moară esența copacului, hai să zicem, odată ce fiecare familie are un arbore, așa voi numi și eu lucrurile, comparându-le cu un copac. Și vlăstarii mei, copiii mei, copiii fratelui meu, au avut mare noroc de rădăcini de mama și de tata. Părinții mei, care la rândul lor au avut niște părinți pe care nu o să-i uităm, cei care i-am cunoscut în viață, nu o să-i uităm niciodată. Eu, pe lângă faptul că l-aud foarte des pe tata, o aud pe bunica Liuba, cu care am petrecut foarte mult timp. Este mama tatălui meu. O, întotdeauna am numit-o enciclopedie vie, o femeie care nu a făcut școală, dar era mai înțeleaptă decât foarte mulți care au multe școli făcute. Și această înțelepciune nativă are așa o forță că, fără să vrei, o recunoști în tine, în timp, și vrei să o transmiți copiilor tăi, dar se transmite și de la sânge, de la sine, prin sânge. Și e, chiar pe mine mă surprinde uneori înțelepciunea fiicelor mele, care se afirmă cumva în momentele în care nici eu nu am răspunsuri la întrebări și atunci ele vin ca niște bunici. Și îți dai seama că da, lucrurile astea nu se învață. Copilăria a fost ceea ce am ajuns să fiu. Satele Republicii Moldova mai păstrează aroma bunicilor. Mesajul nespus este pentru îngeri. Rolul de fiică este mamă. Fiicele Radmilei Popovici trebuie să știe că au mai multe mame. Locul de vis este Florițoaia. Spuneți despre acea înțelepciune care poate fi doar moștenită. Dacă e să revenim la zicala pe care o întâlnim în localități, a fi om bun, iată, această expresie poate fi moștenită sau poate fi ulterior sămânată. Bunicul, ambii bunici, și bunicul de pe mamă și de pe tată, dar eu, fiind totuși fata tatei, am comunicat foarte mult cu tatăl meu și tatăl meu, la rândul lui, îmi spunea lucruri pe care le auzea la tatăl lui, bunicul Arcadie. Și foarte multe sfaturi i le-a dat tatălui meu ca să le aflu și eu. Și țin minte un fragment pe care cred că nu o să-l uit niciodată atâta timp cât o să am parte de memorie, în care, înainte de moarte, bunicul Arcadie Popovici era urmărit de o imagine a unui cățel pe care l-a lovit cu piciorul, că îl enerva sau se băga în picioare și
lătra uneori fără noimă și nu putea să închidă ochii și să plece în lumea celor drepți. Pentru că a obișnuit la viața lui un singur câine. Cred că a spune cuvinte, a fi om bun, nu te atinge atât de mult cât un astfel de exemplu. Ce imagini apar pe retina ochiului dumneavoastră în momentele de glorie sau poate de dezamăgire care vă alimentează și vă ajută să mergeți cu un pas înainte? Gloria pentru mine înseamnă foarte puțin. Nu pot să spun că deloc, atâta timp cât public cărți. Aș fi ipocrit. Această glorie contrastează cu intenția de a dărui lumii ce ai mai bun și a-ți pune sufletul pe tavă și să-l împarți cu alții, pentru că e o dezgolire și dezgolirea nu poate să fie glorioasă. Au fost momente în viață în care am fost foarte aproape de moarte. Una e moartea care vine prin surprindere, dar nu prin oameni. Atunci înțelegi că undeva cineva a decis să te învețe o lecție. Și alta e când această moarte vine prin oameni. Una violentă. Și eu aveam o haină în care purtam o iconiță mică. Un timp, în anii studenției. Țin minte și acum palma care a fost găurită de acea iconiță mică în momentele foarte neașteptate ale vieții, în care chiar moartea era la doi pași. Și atunci am considerat că există acel ceva nevăzut, dar care se face foarte simțit atunci când chiar crezi că în afară de tine, pe lumea asta, mai e o forță care decide pentru tine dacă mergi mai departe sau nu. Cu timpul, dacă necazurile nu te îngenunchează și nu te distrug, îți dai seama că, într-adevăr, cum zic și bătrânii, ți se dă cât poți duce și nu zadar. Și dacă nu înveți din acel dat, care nu întotdeauna este cel pe care l-ai așteptat, atunci va mai veni. Pentru și va trebui să înveți. Și iată, anume în situațiile pe muchie, între viață și moarte, înveți cel mai bine. Ați învățat să acceptați aceste lecții în timp? Eu încerc să le transmit și copiilor mei. Și zic, poate e mai bine să știți că acest rău, mare rău, pe lângă marele bine, există și numai credința, da, o credință fermă care nu are nicio fisură, cât un fir de păr, te poate ajuta. Iar să ajungi la o astfel de credință, trebuie să înveți. Așa, învățăm pe tot parcursul vieții, atât lecții de suflet, cât și cele care ne ajută să evoluăm. De ce nu spuneați anterior despre această întrebare? Cine sunt eu? Cât de des obișnuiți să vă priviți din oglindă? Și cum ați învățat, poate, nu știu, să vă potoliți acei demoni interiori? Oglinda mea este poezia. Acolo, pe fila albă, caut nu numai lumina, dar și demonii interiori. Pentru că dacă nu îți pui în permanență întrebări cine sunt și de ce sunt eu aici, sunt foarte mari șansele să aluneci în gloată și din gloată în nicăieri. Totuși, pe lângă faptul că mergi împreună cu un oarecare curent, trebuie să fii și într-o poziție defensivă față de acest curent. Defensiv, făcut pentru apărare, care apără.
și să te detașezi de toți, să stai față în față cu tine. Și acest față în față cu mine este scrisul. Când scriu și mă eliberez de niște tensiuni sau de niște întrebări, pentru că atunci când le exprim, de fapt, caut răspunsul, răspunsul vine, pentru că e foarte sinceră și căutarea. Trebuie să te detașezi de toate ca să-ți poți auzi sufletul. Și poate e foarte bine să existe aceste speri de singularitate când nu cauți în altcineva răspunsul, dar în tine. Singularitate, calitate de a fi singular, prin extensiune, ciudățenie, bizarerie. Cât de des găsiți acel răspuns și ce faceți dacă nu-l găsiți? Eu... De multe ori mă jenez să spun că am găsit răspunsul. Poezia m-a ajutat și mă ajută să am un soi de viziune, să devin vizionară. De fapt, același lucru poate să-l spună orice poet, pentru că anume această căutare prin poezie te face să fii mai atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău și în interiorul tău, pentru că odată ce dacă vrei să descoperi universul, descoperi-te pe tine, uite că prin tine poți afla răspunsuri universale. Și eu am remarcat că nici nu spun că am găsit răspunsul, pentru că răspunsul de fiecare dată vine altul și se redescoperă și eu îl redescoper. Dar e foarte... Nu aș spune că e măgulitor, dar e o stare de împăcare atunci când vezi că tu l-ai găsit și viața confirmă mai târziu că acesta era răspunsul, adică ești pe calea bună. Înseamnă că ți se deschide și ție lumea odată ce te deschizi tu lumii sau cosmosului. Așa, și poezia e un aliat în acest sens, dacă putem spune așa. Poezia e un aliat, dar poezia este și un drog. Nu m-am așteptat la un așa răspuns. Deci provoacă dependență. Provoacă dependență și sunt zile în care, dacă nu scriu, simt că o trădesc și mă trădesc pe mine. Și nu toate poeziile pe care le scriu merită să ajungă în ochii cititorului. Pentru că, de fapt, cum spuneam, poezia este oglinda mea. Și ea mi s-a dat, în primul rând, ca eu să am un reper sau acel fir de iarbă despre care spuneam. Dependența este asociată de cele mai multe ori cu un factor negativ. Și specialiștii ne recomandă cumva să renunțăm la el. Dumneavoastră cum faceți față? Sau a devenit atât de parte din dumneavoastră? Chiar am spus nu odată că această dependență, scrisul, mă împiedică să trăiesc viața Evea. Pentru că eu, în loc să fiu în contact cu natura, cu oamenii dragi, cu acei despre care spuneam, față de care am regretul că n-am vorbit suficient de mult, eu stau cu această oglindă, cu poezia și caut răspunsuri. Și nu știu ce e mai bine. Să împart bucuria cu apropiații sau să mă împart pe mine cu fila albă. De-aia și zic că e ca un drog, pentru că acest drog, pe de o parte, îmi dă starea aia de... Nu știu cum să zic, numai cine scrie poezie și când închei un poem, simți că parcă în corpul tău s-a produs ceva ca o stare de după naștere. Așa, o durere plăcută oarecum, pentru că tu ai născut ceva, că tu simți când e poezie. Dar copiii trec pe lângă tine, mamă, mamă, îți fac în fața ochilor semnul și văd că tu ești în altă lume. Totuși, acest proces de naștere cu care ați asociat apariția unei poezii, dacă îi putem spune așa, este și unul care consumă multă emoție. Da,
care e starea pe care o aveți după și cum vă refaceți pentru o nouă naștere, dacă putem spune? Starea de după am exprimat-o în două versuri. Orice poem scris este un smoc de nervi, mai mic sau mai mare. Da, e o stare de consum nervos, emoțional, intelectual. În același timp, cum spuneam, orice om dependent de un drog are nevoie de următoarea doză, de următoarea doză. Te face, anume această stare, și te face dependent de scris. Și dacă m-am născut cu acest și har și blestem, uneori o spun, cred că trebuie să-mi urmez vocația, pentru că au fost momente în care oamenii care s-au întâlnit cu poezia scrisă de mine, mă și tem să zic poezia mea, pentru că eu tot o culeg de undeva din univers. Înseamnă că nu mi-aparține în totalitate. Dar oamenii aceia erau într-un moment de criză sau într-un impas și m-au găsit ca să-mi spună mulțumesc, pentru că grație câtorva rânduri sau unui poem, au înțeles că nu sunt singuri în trăirea lor, în durerea lor, în căutarea lor, că mai e cineva care, uite, a spus-o în cuvinte, și atunci ei s-au simțit îmbrățișați, mângâiați de un alt cineva care este poezia prin care vin eu să-i îmbrățișez. Și mi-am zis că poate merită să îmi urmez drumul așa cum este el, cu toate piedicile, cu toate eșecurile, cu toate pierderile astea, consumul de nervi și de emoții și durerea de după naștere. Și poate cu toate lipsurile pe care mi le aduce în momentele în care aș putea chiar să trăiesc viața așa cum este ea, să miros o floare, să mă plimb. Iar eu stau închisă între patru pereți și scriu nu știu ce. Despre floare. Despre floare. Și încerc să fiu floarea. Pentru că dacă vrei să scrii despre floare, trebuie să te faci una cu floare. O decizie asumată, cumva curajoasă și... Nu știu dacă poți spune că totul trece prin rațiune. E ceva mai presus de rațiune. E bine când nu totul trece prin rațiune? Iarăși, să dai, să pui etichetă bine, rău, normal, nu poți. Probabil timpul o să arate, dacă a meritat și dacă a fost bine. Spuneați anterior despre acele texte care nu merită, în opinia dumneavoastră, să vadă lumina zilei sau să se regăsească între palmele unor cititori. Cât de multă autocenzură se regăsește în ceea ce scrieți? Probabil nu doar în ceea ce scriu, în tot ce fac. Am acel cenzor care stă de veche și care de peste mâini și peste față, când simt că mă trădez, când nu sunt sinceră cu inima mea, cu acea voce care sunt sigură că oricine o simte măcar o dată. Uite, unii o numesc bun simț, alții o numesc spirit, duh, nu știu cum să-i zic. E ceva în noi, mai presus de acest corp fizic care se vede, care are contururi, ceva care se simte foarte bine atunci când zici că te doare tot trupul și nu simți niciun punct clar în care să simți acea durere, durerea sufletului. În viață, virgulele se pun doar dacă... Nu sunt punctele de suspensie. Pacea este... Totul. Capul trebuie ținut sus, fiindcă... Sabia se sperie de el. Cea mai mare lecție este... Viața. Renunțarea la scris ar fi posibilă dacă... Vine moartea. Puterea este ascunsă în... Cuvânt.
Și până la urmă, unde păstrează scriitorii acele texte care stau pitite în întuneric? Eu le ardeam când eram mai tânără sau le rupeam și le aruncam la coș. De ce erau atât de... Pentru că trecea un timp și nu mai eram, nu mai eram de acord cu cea care a scris acele rânduri. De aceea, înainte de a scoate o carte, dacă vrei să iasă cartea și ține aparat la faptul că trebuie să fie publicată, atunci trebuie să o scoți repede. Dar dacă vrei să scoți o carte care va rezista în timp, lasă-o în timp. Recitește-o și dacă ochii noi vor considera că acele texte sunt la fel de proaspete cum au fost atunci când le-ai scris, poate merită. În prezent ce faceți cu aceste texte? Le păstrez în niște mape, nu le mai ard, nu le mai scriu texte bune, texte proaste și chiar așa se numesc mapele mele, sau mapa cu semnul întrebării. Și trece un timp și se întâmplă ca în mapa cu texte proaste găsesc texte care îmi plac mai mult decât atunci când le-am etichetat. De aceea și zic, poezia este o chestie alunecoasă. Fiind într-o epocă contemporană, ce opinie aveți cu privire la rolul pe care îl păstrează cuvintele? Pentru că vorbim tot mai mult, dar cum rămâne cu sensul ascuns în ele? Am impresia că sensurile au dat faliment. Pentru că foarte multă lume se joacă de-a cuvintele. Am un poem despre asta. Nu vă jucați de-a cuvintele, nici de-a silabele, pentru că ceva se vor răzbuna. Și eu am înțeles-o, pentru că atunci când mă jucam de-a cuvintele și voiam să impresionez prin anumite expresii periculoase care vizau viața mea, vorbeam despre lucruri tragice cu oarecare ușurință și îmi veneau. Parcă le chemam și am înțeles că e o mare forță cuvântul, că ni s-a dat ca să ne ajute, iar noi îl folosim cum vrem. Armă, bătaie de joc, orice. Și foarte rar îl umplem cu energia potrivită și cu sensul. Ziceam, în limba română nu există cuvinte suficiente care să descrie răutatea acestei lumi. Deci totuși, la început a fost cuvântul și ni s-a dat o limită de cuvinte care să coincidă cu noi, Homo sapiens. În același timp, omul a degradat sau răutatea omenească a ajuns într-atât de jos încât nu mai sunt calificative pentru ea. Și pentru că suntem pe final de emisiune, spuneați despre acele cuvinte care poartă parcă o încărcătură negativă. Dacă ar fi să lăsați drept moștenire un cuvânt generațiilor viitoare, care ar fi acesta pe care să nu uite? Dacă îmi puneai această întrebare acum câteva luni, spuneam că e cuvântul iubire. Dar astăzi vreau să spun că acest cuvânt este pace. Sperăm la pace și ne dorim cu toții și vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Cu mare drag!